Bună dimineața, stimați reprezentanți ai mass media. Ne cerem scuze pentru mica întârziere pe care o avem. Este cauzată sau este din cauza unor deficiențe tehnice, lipsa internetului. Deci, mi spune Nicolae Panfil, sunt director de program în cadrul Asociației Promolex și sunt șeful misiunii de observare a Promolex pentru acest scrutin din 11 iulie 2021. Astăzi vom prezenta cel de-al cincilea raport de monitorizare al misiunii de observare, care cuprinde perioada ultimilor două săptămâni de campanie. În acest sens vreau să menționez tradițional aportul și contribuția partenerilor noștri, donatorilor care susțin activitatea misiunii de observare. Este vorba de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională USAID, este vorba de oficiul ambasadei Olandei din Chișinău, este vorba de Consiliul Europei și parțial de către Fundația Soros Moldova pe componenta de monitorizare a discursului de ură în campanie electorală. Acest raport, cum spuneam, este unul care acoperă practic perioada ultimilor două săptămâni și totodată știm foarte bine, ne așteaptă în două zile însă și ziua alegerilor. În acest sens vreau din start să adresez invitații instituțiilor mass media, dar și societății, cetățenilor să urmărească în ziua alegerilor acele conferințe de presă și comunicate care vor fi distribuite de către Asociația Promolex. Astfel vă anunțăm că vom avea două conferințe de presă în ziua alegerilor, prima la 9:30 dimineața, a doua la 14:30. Ulterior, pe parcursul zilei, până la încheierea secțiilor de votare și după, vom avea două comunicate de presă, deci nu vor fi organizate și conferințe de presă, respectiv vor fi la 19:30 și la 22:30 seara, încă două apariții în media, prin intermediul comunicatelor de presă, cum spuneam. Deci vă invităm să urmăriți cum se va desfășura ziua alegerilor și constatările pe care le vom avea în acel context. Iar a doua zi dimineață, după ziua alegerilor, la orele 10:30, vom avea conferință de presă dedicată prezentării rezultatelor numărării rapide a voturilor și vom face și totalurile zilei alegerilor. Acestea fiind spuse, voi trece nemijlocit la prezentarea raportului numărul 5 pe care l-am anunțat. Tradițional vom începe cu cadrul legal și voi menționa despre câteva decizii, mai exact trei decizii de inadmisibilitate a excepțiilor de neconstituționalitate emise de către Curtea Constituțională în perioada de monitorizare. Curtea nu a examinat în fond sesizările adresate, însă este important să reținem câteva aspecte la care a atras atenția Curtea Constituțională cu referință la sesizările pe care le-a examinat. Deci, Curtea a explicat că tratamentul preferențial al femeilor instituit de articolul 86 alineatul 2 din Codul Electoral nu reprezintă o acțiune discriminatorie, ori ne amintim că un concurent electoral, sau mai bine zis, potențial concurent electoral sau candidat care colectase semnături a contestat și a ajuns inclusiv la Curtea Constituțională cu această idee că femeile și bărbații sau bărbații ar fi cumva discriminați în raport cu femeile în procedura de colectare a semnăturilor și Curtea a stabilit ceea ce am spus și eu mai sus. Presupunerea potrivit căreia persoanele care locuiesc în stânga ministrului sunt în mod obișnuit supuse manipulării are la bază o prejudecată, ține de o altă sesizare depusă la Curtea Constituțională. Și un al treilea moment important de reținut, Curtea la fel a spus că eventuală organizarea unor secții de votare de către CEC pe un teritoriu care nu este controlat în mod efectiv de către autorități, nu este doar ilegală, ci și neconstituțională. Ne amintim acel context despre cele trei secții de votare care inițial au fost create în teritoriile necontrolate de autoritățile constituționale. La fel, în capitolul cadru legal al raportului, vorbim și despre accesibilitatea listelor electorale și aici, în spațiu public, voi aminti că au fost anumite discuții despre faptul că acest aspect sau prezentarea listelor electorale în spațiu public ar contraveni legislației. Nu este așa.
Deci publicarea listelor ce conțin nume, prenume și anul nașterii alegătorilor este o măsură necesară și proporțională interesului public, urmărit cel care este anume de asigurare a transparenței și corectitudinii listelor electorale, iar standardele internaționale prevăd că publicarea listelor electorale și existența unei proceduri care ar permite alegătorilor să corecteze înscrierile eronate sunt două criterii necesare pentru a fi respectată și garantată autenticitatea listelor respective. Cu referință la activitatea organelor electorale, în perioada vizată, CEC s-a întrunit în 7 ședințe, dintre care 3 ordinare și 4 extraordinare în format mixt. Deci până la 7 iulie, CEC a acreditat 2.442 observatori, dintre care 1.800 observatori naționali și 642 observatori internaționali. Trebuie să menționăm că, comparativ cu alegerile prezidențiale din 2020, numărul de observatori per total a descrescut, constatăm o creștere, de fapt, a numărului de observatori cu 249 de persoane. Cât privește observatorii Promulex, voi preciza că noi am acreditat 1.186 de observatori, ceea ce reprezintă 66% din observatorii naționali. În perioada de raportare, Promulex a monitorizat de asemenea procedura de modificare a listelor de candidați, care a avut loc în cazul a cel puțin 11 concurenți. Aceste modificări au respectat prevederile legale. Totuși am reținut în raport și am prezentat cazul respingerii cererii de modificare a listei de candidați a partidului politic Noi, cu includerea lui Cristian Rizia, deci pe motiv că dumnealui nu deține cetățenie Republicii Moldova și totodată vreau să atrag atenția un aspect foarte important care a fost remarcat și în cadrul dezbaterilor organizate la TV. Inclusiv Comisia Electorală Centrală a reținut faptul că participarea în campanie electorală a unui cetățean străin pune sub riscul însăși înregistrarea partidului respectiv în cursa electorală și a atras atenția în acest sens în decizia respectivă, ce a atras atenția și la acest aspect. În scopul asigurării condițiilor pentru bună organizare și desfășurare a alegerilor, la 27 iunie, CEC a adresat în atenția CNA, SIS, MAI, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și ANTA, Agenția Națională Transporturilor Auto, o scrisoare prin care a solicitat prezentarea propunerilor privind atribuțiile acestor instituții în contextul acțiunilor ce urmează a fi întreprinse pentru combaterea corupției și transportării organizate a alegătorilor. Trebuie să menționăm că majoritatea avizilor respective din partea instituțiilor date au fost însă negative. Ulterior, la 30 iunie, CEC a adresat la fel în atenția IGP, MAI, ANTA, Procuratura Generală și o scrisoare prin care solicita prezentarea considerentelor prin imaginea sesizărilor Partidului Politic Platforma Identitate și Adevăr și PAS, privind adoptarea unei hotărâri cu privire la aspectele ce țin de transportul organizat. În acest sens, voi reține doar răspunsul unei instituții, anume IGP, care a comunicat CEC că nu susține proiectul de hotărâri cu privire la unele aspecte ce țin de participarea la alegerile parlamentare anticipate a alegătorilor domiciliați în localitățile din stânga Nistrului. Deci astfel IGP și-a declinat orice atribuție în ziua alegerilor de a supraveghea și de a controla ceea ce se va întâmpla anume pe această dimensiune a transportării organizate a alegătorilor. În context, voi menționa că la 7 iulie, cu doar 4 zile înainte de ziua alegerilor, pe ordine de zi, CEC a inclus subiectul cu privire la proiectul hotărârii privind transportul organizat al alegătorilor la secțiile de votare. Acesta însă nu a fost aprobat din lipsa voturilor, fiind susținut doar de către 4 membri din cei 7 prezenți la ședință. În acest context, voi atrage atenția la faptul că Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte
a comunicat despre această problemă încă la începuturile campaniei electorale și a solicitat adoptarea unei hotărâri din timp de către Comisia Electorală Centrală pentru a asigura prevenirea acestor fenomene la scrutinul din 11 iulie. În pofida eforturilor și a demersurilor repetate ale coaliției, dar și ale Promolex, constatăm într-un final că CEC nu a adoptat o astfel de hotărâre, ceea ce riscă să pună în pericol organizarea eficientă a alegerilor în aceste secții de votare și astfel nu vor fi prevenite acele cazuri de transportare organizată a alegătorilor, care știm că au fost și în alegerile precedente și le putem probabil aștepta și la acest scrutin. Deci, cu referință la la buletinele de vot, voi menționa că CEC a tipărit deja buletinele de vot, astfel pentru 5 secții, pentru 145 de secții de votare peste hotare au fost tipărite câte 5.000 de buletine, deci excepții sunt doar 5 secții mai mici unde vor vota mai puțini alegători. În ceea ce privește activitatea biroului electoral, birourilor electorale constituite peste hotare, Promolex a constatat că la 7 iulie 2021, cel puțin jumătate din birouri erau completate contrar prevederilor legale, cu un număr par de membri. Aici trebuie să spunem că CEC poate completa acest număr cu funcționari din Registrul Funcționarilor Electorali și îndemnăm Comisia Electorală Centrală să asigure aceste birouri cu suficienți membri, pentru că știm foarte bine că procesul de votare în diasporă este mult mai complicat. Acolo cetățenii, pentru fiecare cetățean se completează manual listele de alegători și acest lucru poate lua mai mult timp. Deci, la fel, în contextul organelor electorale inferioare, am reținut faptul în raport că Consiliile Electorale de Circumscripție au acreditat cel puțin 2141 de observatori din partea a 8 concurenți, ceea ce este în descreștere cu 60% față de alegerile prezidențiale din 2020. Cei mai mulți observatori, conform constatărilor, au fost acreditați de Partidul Șor, 38%, Blocul Electoral Comuniștilor și Socialiștilor, 27%, Blocul Renato Usatăi, 13% și Partidul Acțiune și Solidaritate cu 12%, vorbim de observatori acreditați la Consiliile Electorale de Circumscripție. Deci, în perioada de referință de către observatorii Promolex au fost vizitate 1691 birouri electorale, dintre care doar 1347 birouri, adică 80% erau deschise în timpul orilor de muncă. Observatorii au mai constatat că organele electorale inferioare nu respectă măsurile de protecție în context pandemic. Astfel, termometria vizitatorilor este efectuată doar în cazul 76% dintre consiliile electorale de circumscripție și doar în 27% din birourile electorale ale secțiilor de votare. Cu privire la listele electorale, câteva cuvinte. Transmiterea listelor electorale s-a desfășurat cu deficiențe. Din totalul de 1691 de secții de votare vizitate, în perioada de referință, doar 1276 secții de votare, adică 75% la momentul vizitei observatorilor, aveau recepționate listele electorale. Subliniem că în cazul a 1019 secții de votare, adică 80% din cele 1276, observatorii au avut acces la listele electorale, adică în 20%, mai bine zis, din secții de votare, nu am avut acces la listele electorale. Chiar și așa, din totalul de 1019 secții de votare, unde am avut acces, am constatat anumite neconformități în listele electorale, și anume, prezența persoanelor decedate în 12% din listele electorale, în atribuirea eronată a alegătorilor la altă secție de votare în 5% din secții și erori de adrese în 2% din secțiile de votare.
Cât privește litigiile electorale, în perioada de referință, CEC a recepționat o contestație depusă împotriva partidului politic Șor. În cazul acestei contestații, dar și alte depuse de Pace împotriva Partidului Acțiune și Solidaritate încă la 18 iunie, a fost depășit substanțial termenul legal de examinare. Reamintim, potrivit articolului 73 Cod Electoral, toate contestațiile urmează a fi soluționate numai târziu de ziua alegerilor. Deci, doar două din cele patru sesizări depuse încă la 2 iunie 2021 au fost soluționate până la moment de Comisia Electorală Centrală. Urmarea examinării acestor sesizări, în termen de 31 de zile, CEC a remis scrisori în adresa PAS și președintelui Republicii Moldova, prin care a atras atenția asupra necesității respectării prevederilor legale privind participarea pe bază de egalitate a concurenților electorali în campania electorală și interdicția utilizării în scop de publicitate electorală a instituției de stat sau a autorității publice. Deci, în privința a două contestații care au fost remise spre examinare și soluționare conform competenței în adresa Consiliului pentru Prevenire și Eliminarea Discriminării și Asigurării Egalității, CEC a recepționat corespunzător două avize consultative. Promolex apreciază pozitiv practica remiterii pentru analiză a mesajelor pretinse discriminatorii în adresa Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Egalității și încurajează instituția să procedeze în continuare de aceeași manieră. La Curtea de Apel au fost depuse cel puțin 6 contestații împotriva acțiunilor și hotărârilor CEC în perioada anterioară, 3 se referă la constituirea secțiilor de votare peste cotare, 2 la înregistrarea sau neregistrarea concurenților electorali și 1 privind înregistrarea simbolului electoral. Concomitent, în perioada 23 iunie-7 iulie, Curtea de Apel a emis soluții în privința a 7 contestații. Totuși, în privința contestației care se referă la deschiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului, Curtea de Apel Chișinău a pronunțat o hotărâre în afara perioadei de raportare curentă, adică abia la 8 iulie 2021, cu doar 3 zile înainte de ziua alegerilor, deși contestația a fost remisă spre examinare în fond încă la 18 iunie 2021. Deci, prin decizia Curții de Apel Chișinău, a fost anulată parțial anexa la hotărârea CEC numărul 4965 din 5 iunie și hotărârea CEC 4999 în partea ce depășește numărul de 12 secții de votare. Menționăm că hotărârea Curții de Apel este cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție. Totuși trebuie să accentuăm faptul că este cumva regretabil faptul adoptării unei astfel de decizii atât de tardiv și atât de aproape de ziua alegerilor, pentru că, după cum bine cunoașteți, secțiile de votare sunt practic create, constituite și va fi destul de dificil pentru organele electorale în următoarea perioadă să rezolve această problemă legală, ca să se înțeleagă totuși câte secții urmează a fi funcționale în ziua alegerilor pentru alegătorii din regiunea transnistreană. În context, voi aminti și cele comunicate într-o conferință de presă anterioară. Este vorba despre faptul că, potrivit unor analize efectuate de Asociația Promolex în perioada post-electorală, după alegerile prezidențiale din 2020, noi ne-am preocupat de acest subiect și am analizat și respectiv am constatat faptul că pentru secțiile de votare din regiunea transnistreană, pentru alegătorii din regiunea transnistreană, în opinia noastră, ar fi fost suficiente 28 secții de votare. Deci, decizia, mă rog, a organului electoral a fost să deschidă inițial 43, după care s-a redus la 41. Iată, acum vedem decizia Curții de Apel. Rămâne să vedem care va fi decizia finală, dacă va fi contestată această decizie la Curtea Supremă de Justiție. Dar, repet încă o dată, este un semnal îngrijorător faptul că o astfel de decizie este adoptată atât de tardiv. În perioada de referință la Curtea Supremă de Justiție au fost depuse cel puțin 5 cereri de recurs și o cerere privind soluționarea conflictului de competență. Soluțiile adoptate de CSJ au fost următoarele: 2 decizii de respingere a recursului și menținerea hotărârii Curții de Apel Chișinău,
3 încheieri de inadmisibilitate recursurilor, o încheiere de respingere a cererii privind soluționarea conflictului de competență. În continuare, câteva cuvinte despre activitatea administrației publice locale în contextul pregătirilor pentru alegeri. Aici voi remarca în primul rând faptul că până la 8 iulie 2021, guvernul nu a asigurat finanțarea deplină a organizării și desfășurării alegerilor. Acest fapt poate afecta în special calitatea procedurilor din ziua alegerilor, ori suma de 22.468.000 lei era destinată cheltuielilor pentru plata indemnizațiilor funcționarilor electorali. Cu regret, așa cum cunoașteți și dumneavoastră deja, în ședința din 7 iulie, guvernul nu a aprobat proiectul de hotărâre ce privedea alocarea acestei sume, pe motivul că nu a fost cvorum în cadrul ședinței de guvern. Am urmărit cu toții respectiva ședință de guvern și, în opinia Promulex, putem considera că neprezentarea la ședința a membrilor de guvern poate fi calificată ca o formă de boicot, mai ales în condițiile în care cunoaștem că anterior ședințe de guvern au fost desfășurate și în regim online, la fel cum presa a reflectat faptul că anumiți miniștri au fost prezenți chiar și în ziua respectivă și a doua zi, deși au invocat motive de boală, au fost văzuți, au fost prezenți la alte evenimente publice desfășurate în cadrul instituțiilor pe care le conduc. Respectiv, reprezintă un semn de îngrijorare faptul că ar putea exista un boicot în cadrul guvernului pentru a nu asigura suficiente resurse pentru organizarea alegerilor și astfel să fie creat un haos sau incertitudini cu privire la organizarea scrutinului și fapt care, desigur, ar putea să influențeze nu doar asupra organizării alegerilor, dar și asupra atmosferii în general în campanie și mai mult decât a fost până în prezent, pentru că iarăși suntem în apropierea zilei alegerilor, iar aceste incertitudini nerezolvate pot crea sau duce în lanț la alte probleme. Deci până la 7 iulie 2021 observatorii Promulex au vizitat 812 unități administrative teritoriale de nivelul 1. Cu privire la gradul de realizare a anumitor atribuții ce țin de organizarea alegerilor, constatăm că 719 primării, adică 89% din cele vizitate, au aprobat deciziile de stabilire a spațiilor pentru afișaj, iar cel puțin 704 primării, 87%, adică au adoptat decizii cu privire la oferirea spațiilor destinate întâlnirilor cu alegătorii. La fel, observatorii au constatat recepționarea cu întârziere a listelor electorale în cazul cel puțin 329 de primării, adică în 40% din totalul de 812 vizitate. Voi menționa, de asemenea, cu referință la rolul sau implicarea administrației publice locale și centrale în perioada aceasta, faptul că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în comun cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică, și cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății, au lansat la 7 iulie campania națională cu sloganul „După votare, mergi la vaccinare”. Autoritățile din sănătate îndeamnă toți cetățenii, după ce și-au exercitat dreptul la vot, să se vaccineze împotriva COVID-19. Promulex de asemenea încurajează vaccinarea. Acest exercițiu va avea loc în perioada 7 dimineață, 21:00 seara. Respectiv, unicul aspect pe care am dorit să-l menționăm și la care atragem atenția autorităților este ca aceste proceduri de vaccinare să nu afecteze desfășurarea procesului electoral. Cunoaștem că în anumite localități, în special în sate mai mici, spațiile în care pot fi realizate atât votarea, cât și, eu știu, alte exerciții care presupun mase mai mari de cetățeni, sunt limitate și, respectiv, dacă vor fi cazuri când aceeași instituție, aceeași clădire, să spunem, va găzdui și această campanie și secțiile de votare, rugăm autoritățile să fie atente ca să nu fie perturbat însăși procesul electoral. Ori cunoaștem foarte bine că în raza secției de votare
se pot găsi doar cetățenii care au venit să voteze, după care aceștia pleacă și nu se pot forma adunări de oameni care, până la urmă, nu este clar cu ce scop se află. Deci este interzis aflarea grupurilor de persoane în preajma secțiilor de votare. Dacă acest lucru perturbă activitatea organelor electorale. Cu privire la concurenții electorale, în perioada 22 iunie-6 iulie, activismul concurenților a crescut continuu. Noi am constatat cu 25% mai multe evenimente și activități de campanie desfășurate în această perioadă, în ultimele două săptămâni, adică. Deci, din totalul de 1456 de activități observate, cele mai multe au fost realizate de către Partidul Acțiune și Solidaritate 27%, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor 15%, Blocul Electoral Renato Usatui 12%. Cele mai populare activități rămân a fi distribuirea materialelor electorale 52% și întâlnirile cu cetățenii 30%. Peste hotare, de asemenea, am constatat o activizare a concurenților electorali, care au desfășurat cel puțin 31 de întruniri sub forma agitației față în față cu cetățenii, adică de 3 ori mai mult activism și peste hotare comparativ cu perioada precedentă. Dintre acestea, 13 activități sau 42% au fost desfășurate de către PAS, de către PUN 29%, Partidul Politic Platforma Dimitate și Adevăr 19% și 10% PPDA, adică Partidul Democrației Acasă. Majoritatea dintre aceste activități, 74%, s-au desfășurat în Italia. Într-un caz, trei concurenți sau candidați din listele PACE, inclusiv președintele partidului, au invocat obstrucționarea întâlnirii cu reprezentanții diasporei la Sankt Petersburg. Totuși, am reținut și în raport și răspunsul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, care a constatat nerespectarea premeditată a regulilor de intrare pe teritoriul Federației Ruse de către unul din cei trei candidați din listele PACE. Un alt caz observat în contextul campaniei electorale ține de inițiativa echipei Dar pentru Moldova de a repartiza vouchere gratis în valoare de 1000 de rubli pentru cetățenii Republicii Moldova care se vor prezenta la vot pe 11 iulie. Deci e vorba de un proiect lansat la 15 martie 2020 cu scopul declarat de a ajuta cetățenii Republicii Moldova din Federația Rusă. Acest proiect este promovat de către Mihail Cornea, directorul echipei Dar pentru Moldova. Interesant sau întâmplător sau nu, o persoană cu același nume și prenume, Mihail Cornea, a fost desemnat de cec din Registrul Funcționarilor Electorale în calitate de membru al Biroului Electoral al Secției de Votare 241 din Federația Rusă, amplasat în regiunea Moscova, orașul Mătișe. În context, ar fi bine Comisia Electorală Centrală să cerceteze acest caz, să se asigure dacă este aceeași persoană și să vadă dacă nu există, să spunem așa, condiții în care să constate eventuala implicarea unui membru al Biroului Electoral în activități cu conotație de agitație electorală. În continuare, în campania electorală, cu regret, am constatat că nu au fost raportate întruniri electorale în regiunea transnistreană, deci cetățenii din regiune rămân a fi izolați și puțin sau mai puțin informați decât cei din restul teritoriului țării. De asemenea, observatorii au raportat în campania electorală în ultimele două săptămâni cel puțin 67 de cazuri ce pot fi calificate drept utilizarea resurselor administrative în scop de promovare electorală, dintre care în 18 cazuri este vizat Partidul Democrat, în 13 Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, câte 11 cazuri avem pentru PAS și Platforma Demnitate și Adevăr, în 9 cazuri Blocul Electoral Renato Usată, iar în 5 cazuri Partidul Șor. Pe categorii de resurse administrative este vorba despre organizarea întrunirilor electorale în cadrul instituțiilor de stat în timpul orilor de muncă, 29 de cazuri, asumarea meritelor pentru lucrări, servicii efectuate din bani publici, 22 de cazuri și implicarea angajaților din sectorul public în activități de campanie electorală, 16 cazuri.
Observatorii noștri de asemenea au raportat cel puțin un caz ce poate fi calificat drept oferire de cadouri cu impact electoral, cu implicarea Partidului Pace. Este vorba de cazul din satul Rece, Arșcani, unde la 28 iunie a fost sfințită și dată în exploatare o fântână care a fost reconstruită de către reprezentanții Pace. Pe acoperișul fântânii și pereții acestea a fost grăzvată denumirea abreviată a Partidului Pace. Totuși, peste 3 zile, gravura cu simbolica respectivă a fost înlăturată de persoane neidentificate. De asemenea, în cadrul campaniei au fost raportate cel puțin 7 cazuri, câte 3 pentru PAS și Blocul Comuniștilor și Socialiștilor și un caz pentru Blocul Electoral Renato Usatăi, în care au fost utilizate imagini, simboluri de stat ale Republicii Moldova sau altor state. La fel, au fost raportate cel puțin 2685 cazuri de utilizare publicității electorale de către 19 concurenți electorale. Deci cele mai multe cazuri au fost utilizate în activitățile de promovare ale PAS, 28%, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, 16% și Blocul Electoral Renato Usatăi cu 12%. Promolex a mai constatat cel puțin 4 cazuri de utilizare a publicității electorale fără respectarea cerințelor înaintate față de materialele publicitare, adică lipsa acelor informații cu privire la tipografie, tiraj, comandă, etc., prevăzute de legislație. La fel, am constatat cel puțin 3 cazuri ce pot fi calificate drept utilizare a violenței în campania electorală. În toate cazurile a fost vorba de concurenții AUR și Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor. Pe scurt, dacă să amintim, în primul caz, la 23 iunie, este vorba de reprezentanții AUR care au avut o tentativă repetată de a se deplasa cu autocarul cu simbolica AUR în regiunea transnistreană. Ca și în 21 iunie, accesul acestora din nou a fost restricționat de către forțele militare ale regimului transnistrean. Totuși, dat fiind refuzul AUR de a abandona tentativa de a se deplasa în regiune, autocarul și reprezentanții AUR au fost blocați la punctul de trecere până a doua zi. Un alt caz a avut loc în 4 iulie 2021. Menționăm că Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor a organizat atunci un marș uman cu informarea prealabilă a autorităților. Totuși, reprezentanții AUR au încercat să zădărnicească acel marș și au blocat Bulevardul Ștefan cel Mare printr-un cordon din membrii săi, în contextul sau în cadrul acelui blocaj creat, Dorin Chirtoacă, candidat AUR, s-a avântat în mulțime cu intenția de a ajunge la liderii Blocului Electoral Comuniștilor și Socialiștilor, însă tentativa acestui a fost zădărnicită de reprezentanții forțelor de ordine. Deci, în acea altercație, a fost constatat cel puțin un caz de utilizare a gazelor lacrimogene după ce a fost lovit un reprezentant al forțelor de ordine de către un reprezentant al AUR. La fel am văzut și imagini în spațiu public. Un reprezentant al AUR a atacat un membru sau un reprezentant al forțelor de ordine, doborându-l la pământ. Pe acest caz a fost deschis un dosar. Poliția investigează. Și ultimul caz de violență în campanie electorală, vorbim despre cazul consumat pe 7 iulie, când reprezentanții AUR s-au deplasat la sediul PSRM cu scopul declarat de a-l invita pe Igor Dodon la dezbatere electorale. Totuși, pentru a bloca accesul reprezentanților AUR în sediul PSRM, socialiștii au format un cordon la intrare. Între cele două tabere au izbucnit iarăși altercații. La un moment dat, Dorin Chirtoacă, candidatul AUR, a fost lovit de către Alexandru Odinsov, reprezentantul PSRM. Cu regret, trebuie să spunem, aceste altercații nu fac bine campaniei electorale. Orice fel de agresivitate, comportament agresiv, intimidare este de condamnat și sperăm foarte mult că aceste lucruri nu se vor repeta sau nu se vor promova în continuare în campanie electorală. Cu privire la finanțarea campaniei, Promolex a analizat raportarea financiară a concurenților, inclusiv am făcut și unele estimări pentru cheltuielile acestora. Trebuie să menționez că ne referim la perioada 21 mai-2 iulie, atunci când vorbim de finanțele concurenților electorali, ceea ce corespunde
celor 6 săptămâni de campanie, adică întreaga perioadă. Rapoartele financiare pentru a 5-a și a 6-a săptămână de campanie au fost depuse de 19 concurenți din cei 23 înregistrați. Totuși, cu referire la corectitudine și acuratețea completării acestor rapoarte, constatăm un nivel scăzut al calității informației raportate. Și punctual, în continuare, câteva constatări din rapoartele depuse la CEC. În primul rând, voi menționa că au fost identificați 118 donatori care, în pofida faptului că au avut venituri mai mici decât suma donată sau nu au avut deloc de venituri în ultimii 3 ani, aceștia au efectuat donații concurenților electorali. Este o sumă impresionantă care s-a adunat în acest sens, 1 milion de lei, ceea ce ridică semne de întrebare. La fel, am constatat că 2 concurenți electorali au raportat venituri de la 3 persoane juridice care au avut contracte de achiziții publice cu statul în ultimii ani, și anume vorbim aici despre platforma Demnitate și Adevăr cu 55.000 de lei, e vorba de companiile Lactis și Grisan S.A. Vorbim de partidul PDCMIA cu 120.000 de lei donații de la Companado SRL și LED Market SRL. Deci menționăm că veniturile respective indicate au fost restituite de concurenții electorali donatorilor, așa cum prevede cadrul legal. Utilizarea veniturilor din fondul electoral, contrar prevederilor articolului 41 alineatul 2 litera I, la fel este o constatare pe care am văzut concurenții nu au respectat pe deplin acest prevedere a cadrului legal. Vorbim despre 4 concurenți, anume Platforma Demnitate și Adevăr, PAS, PPDA și PACE. În cazul acestor, CEC a constatat prezentarea cu întârziere a declarațiilor privind mijloacele bănești depuse în contul cu mențiunea fond electoral. La fel, cu referință la finanțarea campaniei electorale, constatăm că în perioada de referință, 19 concurenți electorali au declarat venituri totale de 33.579.929 lei. Dintre acestea, 36% au fost declarate de blocul electoral Renata Usatăi, 18% de PAS și câte 12% de blocul electoral comuniștilor și socialiștilor și partidul politic ȘOR. Astfel, constatăm că 4 concurenți electorale au raportat 78% din venituri, iar ceilalți 11 concurenți electorali, ceilalți 15 concurenți electorali au raportat doar 22% din venituri. Cu privire la sursele de venit ale concurenților, acestea s-au format din donațiile persoanelor fizice, 58%, transferul banilor din contul curent a partidelor politice, 30%, donații ale persoanelor juridice, 6% și donații în mărfuri, lucrări sau servicii, la fel 6%. Potrivit constatărilor, plafoanele donațiilor nu au fost depășite. Cu referință la cheltuielile concurenților electorali, acestea au însumat în total 30.459.125 lei. Dintre acestea, 37% au fost raportate de blocul electoral Renata Usatăi, 18% de partidul PAS, 13% de partidul ȘOR, iar 12% de blocul electoral comuniștilor și socialiștilor. Prin urmare, constatăm și de această dată faptul că 80% din totalul cheltuielilor revin la 4 concurenți electorali, iar alte 20% celorlalți concurenți. Principalele destinații de cheltuieli sunt pentru publicitate electorală, 64%, și pentru activități sau pentru materiale promoționale utilizate în cadrul activităților, vorbim de 24% din cheltuieli. Activitățile electorale au fost estimate pentru fiecare concurent din momentul înregistrării în cursă și până la 2 iulie. Accentuez acest lucru pentru că în continuare voi menționa sau menționez faptul că pentru toate cele 6 săptămâni de campanie electorală, Promolex a estimat cheltuieli neraportate de cel puțin 10.859.900 lei. Dintre acestea, 30% au revenit blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor, 21% partidului politic ȘOR, 12% partidului democrat și 9% partidului Acțiune și Solidaritate. Cele mai multe cheltuieli neraportate
se referă la materiale promoționale, 41%, urmate de cheltuielile pentru delegarea sau detașarea de personal, 15%, și pentru cheltuielile sediilor de campanie, 14%. Acestea au fost constatările noastre despre finanțarea campaniei electorale. Și ultimul capitol din raport, tradițional, ne referim la discursul de ură și instigare la discriminare. În perioada 21 iunie-5 iulie, Promolex a identificat cel puțin 43 cazuri de discurs de ură și instigare la discriminare, ceea ce reprezintă o creștere cu 43% față de perioada precedentă de monitorizare. În perioada respectivă, în perioada de raportare, adică, cel puțin 25% din cazurile de discurs de ură sau alte forme intolerante de exprimare au fost generate de către 11 candidați incluși pe listele a 8 concurenți electorali. Și aici vorbim despre AUR, 6 cazuri, Partidul Politic Democrația Acasă, 6 cazuri, Blocul Electoral Renato Usate, 4 cazuri, Partidul Oamenilor Muncii, 3 cazuri, Blocul Electoral Comuniștilor și Socialiștilor, 3 cazuri, Pace, Platforma Demnitate și Adevăr și PUN, câte un caz. Suplimentar, un caz l-a avut ca autor pe reprezentantul concurentului Partidului Politic Noi. De cealaltă parte, în cel puțin 10 cazuri de discurs de ură și instigare la discriminare constatat în spațiu public, au fost vizați doi candidați de pe listele blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor. Este vorba de Igor Dodon în 7 cazuri și Vladimir Voronin în 3 cazuri. Celelalte discursuri au afectat membrii și susținătorii blocului comuniștilor și socialiștilor, Partidului Legii și Dreptății, președintele Republicii Moldova și alți politicieni. Acestea au fost constatările noastre din raportul numărul 5. Vă mulțumim pentru atenție. Dacă sunt întrebări, vă rugăm să le adresați. Deci, rămân a fi în continuare îngrijorătoare faptul că avem o creștere exponențială, chiar mai mult decât în alegerile prezidențiale, a cazurilor de utilizare a resurselor administrative în campanie electorală. De asemenea, am menționat chiar acum, la încheierea prezentării raportului, despre o creștere la fel de semnificativă a numărului de cazuri de discurs de ură utilizat în campanie, la fel cum nu putem trece cu vederea comportamentul agresiv, violent, din campania electorală, în special din ultimele două săptămâni, s-a observat cu ochiul liber acest lucru. Desigur, voi face referință iarăși pe scurt la probleme mai globale, cum ar fi faptul că nu avem o certitudine cu privire la finanțarea integrală a costurilor pentru organizarea campaniei electorale, la fel cum ridică mari semne de întrebare modul în care se vor organiza alegerile pentru cetățenii din regiunea transnistreană, referință iarăși la hotărârea de ieri a Curții de Apel. Cam acestea, cred că pe moment, ar trebui scoase în evidență din problemele majore care le avem în campania electorală. Să vedem ce va fi duminică efectiv, dar sper foarte mult că va fi o zi liniștită, calmă, în care cetățenii în mod liber își vor putea exercita dreptul de vot, iar toate litigiile vor fi, mă refer inclusiv la cele legale, vor fi soluționate până duminică, astfel încât să existe claritate pentru toți actorii ce se va întâmpla duminică la secțiile de votare. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc și vă așteptăm duminică, după cum spuneam, la 9:30 dimineața, și la 14:30 la conferințele de presă, iar pentru celelalte evenimente de pe parcursul zilei, reamintesc, vom avea comunicate de presă transmise în adresa mass mediei la orele 19:30 și la orele 22:30, adică după închiderea secțiilor de votare. Deci vă mulțumesc pentru atenție, vă așteptăm duminică la sediul de campanie al Comisiunii Promolex.